Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Hunedoara au fost sesizați telefonic de către un participant la trafic despre faptul că, în zona autostrăzii A1, pe raza comunei Șoimuș, se afla o lebădă în pericol de a fi lovită de mașini. Oamenii legii au intervenit imediat, iar pasărea a fost salvată la timp. Lebăda, ce risca să fie lovită de autovehiculele care circulă pe autostradă, a fost examinată medical și nu prezenta leziuni, motiv pentru care a fost ridicată din zona carosabilului și eliberată în mediul său natural, în zona râului Mureș. Ca urmare a sesizării, colegii mei s-au deplasat în zona autostrăzii A1, pe raza comunei Șemuș, acolo unde au identificat pasărea. Aceasta nu prezenta urme de leziuni, astfel încât, având o stare de sănătate bună, a fost eliberată de către poliție în mediul său natural, respectiv în râul Mureș.